Celelalte două victime, pasagerii din autoturism, sunt primul, un bărbat de 37 de ani, din Târgu Neamț, șofer, care purta centura de siguranță în momentul impactului, policontuzionat, cu contuzie la nivelul coloanei cervicale, la umărul stâng, torac abdominală, bazin și mână dreaptă. De asemenea, a fost diagnosticat cu o plagă, cu pierdere de substanță la nivelul umărului stâng și plagă contuză mâna dreaptă. I s-au efectuat investigații radiologice și ecografie. Nu s-a decelat, de asemenea, nicio leziune care să pună viața pacientului în pericol. Alt pacient de 35 de ani din Târgu Neamț, pasagerul față, purta de asemenea centura de siguranță, prezenta un traumatism craniocerebral fără pierdere de cunoștință, contuzie la nivelul coloanei cervicale, toracului, abdomenului, bazinului, mâinii drepte, o plagă contuză parietal stânga retroauriculară și o plagă contuză la nivelul pavilionului urechii stângi. A fost investigat din punct de vedere radiologic și ecografic și nu s-au decelat nici în acest caz lesiuni care să pună în pericol viața pacientului. Toți pacienții, în momentul în care au fost investigați, erau în stare conștientă. Ei au rămas internați în Spitalul Roman? Nu, sub supraveghere, că nu aveau fracturi sau ceva.